De o lună de zile, cei care și-au schimbat cartea de identitate au avut o surpriză când au văzut că seria lor începe cu XV în loc de SV. Nu a fost vorba de o greșeală, ci s-a optat pentru această variantă pentru că s-a ajuns la cifra de 1 milion de buletine eliberate, iar cererile practic au fost luate de la zero. Da, ne-am confruntat într-o zi cu... A venit un cetățean trimis de la o bancă spunându-ne că i s-a greșit actul de identitate în sensul că la serie în loc de SV și numărul aferent era trecut XV. Aș dori să comunic cetățenilor că începând cu data de 10 august, datorită faptului că s-a ajuns la 1 milion de cărți eliberate, s-a reluat seriile de la zero, pentru ca să nu se dubleze cu cele existente. De asemenea, comisarul șef Maricel Cab a ținut să evidențieze faptul că de la data de 30 iunie s-a introdus o nouă aplicație ce întâmpină câteva dificultăți ce îngreunează munca angajaților, fapt ce duce la întârzierea prelucrării cărților de identitate. Ca orice nouă aplicație, are multe disfuncționalități, merge greoi și... Aș dori să fac apel la cetățeni să înțeleagă acest lucru. Am făcut eforturi deosebite luna august, în care am avut și câte 250 de cereri într-o zi și datorită aplicației noi reușeam să facem 100 și ceva. Abia reușim să ne încadrăm în termenul de 30 de zile și ca toată lumea să fie mulțumită. Și nu în ultimul rând, Maricel Cab a îndemnat sucevenii care au cărțile de identitate expirate să vină să și le schimbe, mai ales pentru că nu vor fi sancționați contravențional pentru întârziere. Același lucru este valabil și pentru copiii care au 14 ani și nu și-au făcut încă buletinul. La nivel de municipiu Suceava, oraș Salcea și încă 17 comune, pe care le deservim, avem în jur la 7.000 de persoane din această categorie. Eu aș face apel să-și facă timp, mai ales că vin și alegerile și poate vor să-și exprime, este un drept al lor de care pot să profite, și să vină din timp să-și reglementeze situația plină de evidență a persoanelor. Nu, legea prevede sancțiuni contravenționale, dar... Nu prea sunt adeptul sancțiunilor datorită și nivelului de trai care nu permite să plătim amenzi în stânga și în dreapta. Deci chiar dacă nu au fost atrimise și... Sigur, nu. Deci să vină fără grijă că nu-i sancționez, să nu le fie frică, dar să-i punem în legalitate cu acte de identitate. Sucevenii care nu și-au ridicat buletinele tipărite de la ghișeu sunt așteptați să o facă, de precizat că pentru a schimba cartea de identitate este nevoie de certificatele de naștere, căsătorie sau divorț, actul de proprietate, toate în original și copie, precum și o chitanță eliberată de primărie în valoare de 12 lei. Aș mai specifica aici când locuința nu aparține celui care solicită, trebuie să vină unul din proprietari la ghișeu să semneze că îl ia în spațiu. Pentru cei din mediul rural există situația mai lejeră, zic eu, în care proprietarul nu se mai prezintă la noi și solicitantul scoate de la primăria deverință că posedă spațiu, iar proprietarul dă declarația de primire în spațiu la postul de poliție. Și solicitantul vine cu declarația de primire în spațiu și cu adeverința de la primărie și este o situație care zic eu foarte bună, având în vedere situația materială a cetățenilor. Cei care doresc să li se elibereze buletinul mai repede trebuie să întocmească o cerere prin care solicită actul în regim de urgență.